În unele zone ale municipiului Petroșani, apartamentele branșate la rețeaua de termoficare nu beneficiază de căldură la parametrii normali. Din cauza temperaturilor exterioare scăzute, agentul termic plecat de la Paroșeni ajunge în locuințe un pic mai răcorit. În ultimele zile, probleme de acest gen au fost înregistrate la aproape toate punctele termice, dar în special în cartierul Aeroport și la blocul de locuințe sociale din colonie. Pe de altă parte, și apa caldă menajeră a înregistrat unele sincope, furnizarea acesteia fiind sistată în unele zone pentru câteva ore sau chiar o zi. Am avut câteva probleme în ultima perioadă. Este adevărat că majoritatea problemelor s-au datorat temperaturilor pe agentul primar, respectiv parametrilor agentului venite de la Paroșeni. În anumite zone, într-adevăr, în speță zona strada Vișinilor, respectiv blocurile de locuințe sociale, de asemenea undeva în aeroport, pe treia temperaturile agentului primar au fost destul de scăzute, drept pentru care, bineînțeles că n-am putut asigura parametrii necesari pentru încălzire apartamentelor din acele zone. Acum noi am făcut toate demersurile necesare, am încercat să luăm legătura și cu Paroșeni, în acest sens sperăm ca după această perioadă care iară se anunță foarte friguroasă să reușim să găsim niște soluții pentru zonele respective de creștere a parametrilor, în speță pe agentul primar, pentru ca să pot și eu, desigur, să asigur parametrii necesari încălzirii în apartamentele oamenilor. În prezent, în Petroșani, dintre cele aproape 13.000 de apartamente, doar 2.400 mai sunt branșate la rețeaua de termoficare.